peste 65.000 de operatori economici s-au înregistrat până acum în platforma sistemului Garanție Returnare, potrivit datelor făcute publice de reprezentanții companiei ce administrează întreg sistemul, la doar o săptămână de la intrarea în vigoare a sistemului. Potrivit datelor însă, suntem codașii Europei cu un procent de reciclare de doar 12%. Cum arată de fapt aceste date după prima săptămână? Cât de receptivi sunt românii la reciclare și ce dificultăți întâmpinăm cu noul sistem de reciclare? Aflăm în cele ce urmează de la invitatul nostru în platou la această oră, Sorin Banciu, secretar de stat în Ministerul Mediului. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Alex! Bună dimineața, Gabi! Așadar, cum arată prima săptămână de când s-a dat startul acestei campanii? Prima săptămână arată foarte bine. Cred că cel mai important lucru este că acest sistem a început. Este un sistem care va colecta treptat toate aceste ambalaje de pe piață. În acest moment, în magazine, se estimează că vor fi în jur de 2% din aceste ambalaje cu sigla Returo, care vor intra în circuit, însă ele vor intra treptat și estimăm că până la începutul verii următoare, toate ambalajele din categoriile pe care le știm, de băuturi răcoritoare și alcoolice, de la 0,1 litri până la 3 litri, vor intra în acest sistem. Este un sistem mare, este un sistem care este al doilea ca mărime din Europa după cel din Germania și este un sistem care a fost foarte bine gândit. A existat un studiu al colegilor de la Facultatea de Științe Economice care a spus că da, asta este o soluție pentru România și noi, colegii de la Ministerul Mediului Apei și Pădurilor, credem că este un sistem care va revoluționa managementul deșeurilor, cel puțin a celor din ambalaje de băuturi, pentru că trebuie să schimbăm fața României, nu ne mai putem permite să aruncăm peturi, doze de aluminiu și sticle la întâmplare și credem că această mică valoare de 50 de bani pentru fiecare ambalaj îi va determina pe români să reîntoarcă aceste sisteme și să intre în această economie circulară de care vorbim foarte mult, dar care fără acest gen de eforturi nu se va fi foarte greu de implementat. Înțelegem așadar, comercianții ar putea fi receptivi pe de-o parte pentru că fac parte din acest program, un sistem bine pus la punct, cum spunea și dumneavoastră, însă cât de receptivi pot fi oamenii, cei care cumpără, cei care ar trebui să returneze aceste ambalaje, cum arată prima săptămână, pentru că știm în țara noastră, până la urmă, nu avem această educație de a recicla și de a avea grijă foarte mult de zona aceasta. Cred că așa cum se întâmplă în țările din vestul Europei, acest lucru se va întâmpla și la România. Am făcut un sondaj de opinie și o campanie de comunicare despre colectare separată. Colectarea asta separată, care e un lucru foarte simplu, dar care este primul pas pentru a reintroduce în economia circulară deșeurile și, în acest caz special, deșeurile de ambalaje. Iar românii sunt dispuși să facă asta, cu condiția să aibă infrastructura la îndemână. Iar asta se întâmplă prin acest sistem de garanție returnare, pe lângă retaileri, mari comercianți care vor avea sisteme și au deja sisteme automate de preluare a acestor ambalaje. Fiecare vânzător, fiecare magazin mai mare de 200 de metri pătrați va avea obligația primirii acestor ambalaje. Pentru că trebuie să ne fie simplu să colectăm separat, trebuie să ne fie simplu să reciclăm și asta face acest sistem care este un sistem național, care va fi implementat în fiecare oraș, în fiecare sat, în fiecare comună din România, pentru că este important ca acest sistem să ajungă peste tot. Și este un sistem care se adresează în primul rând cetățenilor și consumatorilor, care cu siguranță vor aduce aceste ambalaje. Dar arată datele, că suntem codașii Europei. Da, din păcate România stă foarte rău la capitolul managementul deșeurilor. Procentele de reciclare a deșeurilor din ambalaje este mai mare decât ținta, decât procentul pe care l-ați arătat, care se referă la deșeurile menajere. Și așa este. Din păcate aruncăm mult mai mult la groapa de gunoi și reciclăm mult prea puțin, iar aici SGR este doar o parte din soluție. Restul ambalajelor, restul deșeurilor vor trebui colectate ca și până acum, diferențiat. Primăriile, salubriștii vor trebui să facă un efort suplimentar pentru a face această colectare separată mai ușoară și mai ieftină, pentru că fracțiile care se reciclează au o valoare de piață. Și este foarte trist să vedem că sunt companii, avem cel mai mare reciclator de plastic din Europa în România,
care importă PET-uri din alte țări, pentru că în România colectarea separată nu se face la acest nivel. Deci este, pe de o parte, o provocare în a gestiona deșeurile pe care le producem, dar și o oportunitate de business. Un business pe care țările, alte țări europene îl fac la un nivel foarte mare. Și în România avem astfel de companii. Avem companii care reciclează foarte multă hârtie, de exemplu, o companie românească care reciclează peste 150.000 de tone de hârtie. Avem acești mari reciclatori de PET în România, trebuie doar să le punem la dispoziție într-un cadru organizat, corect, sortate separat, toate aceste deșeuri care sunt de fapt niște resurse pentru economia circulară. Explicați-ne puțin și ce se întâmplă cu magazinele care refuză să primească, să ofere această garanție și să primească aceste deșeuri care ar trebui returnate. Acum a mai fost pusă această întrebare. Toți vânzătorii sunt obligați să facă parte din acest sistem. Bineînțeles că este un sistem și de sancțiuni, pentru că în România, dacă ai o regulă, trebuie să ai și o sancțiune pentru nerespectarea acelei reguli. Însă eu cred că la nivel de interacțiune dintre comerciant și client, orice vânzător este interesat să-și păstreze clienții și păstrarea clientului înseamnă inclusiv să-l asigur că la mine magazin poate să returneze aceste ambalaje. Nu cred că vor fi probleme, bineînțeles, nu va fi un sistem perfect. Vor fi probabil și companii sau mici comercianți care vor fi convinși mai greu, însă cred că dacă oamenii și cetățenii, consumatorii vor folosi acest sistem, și magazinele vor veni în întâmpinarea lor și vor facilita practic returnarea acestor ambalaje. Pentru că ne spuneați că sunt 2% dintre produsele care au ajuns deja pe rafturi cu aceste însemne ale SGR, ale sistemului de garanție returnare, nu pot să nu vă întreb care e totuși cantitatea de produse reciclate care au fost predate în acest sistem în prima săptămână, pentru că astăzi se face o săptămână de când funcționează sistemul. Da, este un sistem care este la început. Colectarea datelor și fluxul sunt în construcție încă. Am vrut să lansăm acest sistem în acest an, deși au fost multe solicitări de amânare. Cred că a fost o decizie curajoasă, pentru că niciun sistem nu e perfect de la început. El trebuie, bineînțeles, corectat, îmbunătățit și comunicat foarte mult. Acum, pentru că nu sunt foarte multe, pentru că toate stocurile care există acum pot fi încă vândute în magazine până la 31 decembrie, avem o cantitate redusă. Însă există aceste produse și este important să avem genul ăsta de întâlniri cu presa, cu oamenii, să le explicăm că de fapt sistemul va prelua doar ambalajele care au acest logo. Este un lucru important de menționat, pentru că PET-urile pe care le avem acasă și care nu au acest simbol nu vor putea fi preluate, pentru că ele nu au purtat această garanție și nu au făcut parte din sistem. Și mai sunt câteva caracteristici pe care trebuie să le îndeplinească PET-urile pe care le predăm, să fie curățate, cu capac sau fără? Dar trebuie să fie curate, intacte, cu capac și este important să se vadă acel logo pe ambalaj, pentru că automatele recunosc acest logo și vor returna garanția sub formă de voucher la aceste automate doar dacă ambalajele sunt din acest sistem și conțin acest logo. Vă mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în platou. O să mai discutăm și pe viitor, să vedem până la urmă dacă acest sistem funcționează, dacă are potențial să ajungă la nivelul celui din Germania.